Bună seara, doamnă. Am auzit că s-au Da, lansat în campanie candidata guvernării în sat. Dumneavoastră nu vă lansați? Ori... părinții, eu așa și mă voi lansa pentru că nu dispun de fonduri electorale și mă voi lansa cu ajutorul ta dacă dorești să mă ajuți. Bun, și ce vrei să spui alegătorilor? Apropo, chiar acum mă uit în listele Consiliului Electoral al circumscripției electorale, prin care am fost informată că listele de subscripție, completate în număr de 5 file, conțin semnăturile a 110 susținători. Deci, din 114, 110 sunt, Semnături sunt valabile. valabile. Dar de ce vrei să Da. vorbești despre asta? Acum ești deja înregistrată, gata. Îți pare rău de cei patru oameni care au fost brăcuiți? Poate Nu, într-adevăr au nu. semnat și pentru alții, că așa pățeam și eu, îmi spunea. Nu, nu, n-am semnat pentru mine și după aceea mi-a arătat. Iată, au semnat și pentru candidatul ăsta. Îl întreb a doua zi. A, da, mă ating că am semnat. Căscatule. Se Deci întâmplă. nu este, nu din acest motiv că îmi pare rău. Deci, încă o dată mai mulțumesc suplimentar, mulțumesc sătenilor că am fost susținută. Și dacă tot se lansează, duminică au fost de la echipa Șor cu candidata partidului Șansa și zilele acestea cineva îmi spunea că s-a lansat doamna de la partidul de la PAS. Eu, neavând surse electorale, mă lansez astăzi prin această postare, prin care aș vrea să spun cetățenilor că continuu să rămân alături de ei cu problemele sale, să încerc să rezolv în continuare problemele pe care mi le-au expus, pentru că eu am să zic așa fraza că am luat la pas, la mers, sau cum să zic, la fiecare metru străzile satului. Am comunicat nu cu 110, cu mult mai mulți cetățeni care mi-au spus că, deci toți aveau parcă o temere unde vor merge semnăturile, dar în cabina de vot noi știm ce să facem, pentru că noi avem încredere în dumneavoastră, că dumneavoastră ați mers pe ideea să vedeți ce este cu sonda. Deci vreau să spun sătenilor că în continuare voi fi și voi pleda pentru aprovizionarea cu apă potabilă a întregii localități și a instituțiilor publice care nu sunt conectate, inclusiv și Casa de Cultură. Deci voi pleda pentru repararea drumurilor. Am întâlnit pe străzile statului străzi tinere și străzi bătrâne. Cineva îmi spune, noi avem stradă de 42 de ani care nu am văzut niciun piatră pe această stradă. Alții îmi spun, strada noastră este de 60 de ani, care este până în ziua de astăzi, mergi ca prin pe glod, în viacul 21. Deci, încă vreau să aduc cunoștință sătenilor că eu nu voi schimba vectorul meu și verticalitatea nicicum nu o voi schimba. Voi rămâne verticală, voi rămâne pe poziții civice, pe poziții legale, voi încerca pe viitor să curm ilegalitățile cum le-am curmat, am încercat să le curm, deși nu prea mi-a reușit în mandatul acesta, pentru că am avut o sumedenie de piedici, începând chiar și cu chiar. Dacă ajungi primar, o să aibă alții grijă de asta. Poate să o facă, poate să o facă, pentru că eu S-ar mă putea bucur să să ai fiziți. consiliu împotriva matalic, dacă mata nu ești de la partid, nu ai gașcă, nu ai neamuri, că am înțeles că unii își propun pe liste acolo cu mătri, vieri. Mata e și singură împotriva lor, o să trebuiască cumva să-i convingi. Nu spuneți împotriva lor. Eu îmi doresc o echipă de consilieri care să dorească să muncească cot la cot privind rezolvarea necesităților sătenilor. Dar Și vedem orice. cine candidează. Foști consilieri care deja s-au manifestat. Am înțeles că actualul primar nu candidează. Dacă pierde funcția de primar, el nu o să mai vrea să fie consilier.
Dar sunt alții ca el, așa că o să ai multă luptă acolo, o să ai nevoie de o majoritate. Vedeți-mă, eu deja de luptă m-am săturat. Lupta nu trebuie să fie. Într-o primărie nu trebuie să fie luptă. Trebuie să fie conlucrare. Și eu voi ține cont de necesitățile și de problemele și de ceea ce mi-au spus sătenii. Orice proiect, orice decizie importantă, neapărat o voi consulta cu sătenii. Asta e obligatoriu, eu promit. Dar deciziile le ia primarul și majoritatea din Consiliu, indiferent ce ar zice consilieri, ce ar zice sătenii, ce o să faci referendum și acela nu e obligator pentru consilieri. Deciziile le iau consilierii, dar atunci când analizăm problemele împreună cu sătenii prin desfășurarea consultărilor publice, prin Faci o evidențierea presiune publică, problemelor da, asupra importante. aleșilor, să știi că oamenii pot fi supărați dacă nu țin cont de părerile lor și s-ar putea, chiar mai devreme decât următoarele alegeri, și chiar, nu știu dacă la consilier e posibil, referendum de rechemare din funcție. La primar sigur e posibil. Eu chiar acum nici nu vreau să mă gândesc la așa situație, să înțeleagă sătenii că eu voi rămâne fermă pe pozițiile corecte. Deci a scrie un proiect și a descrie problema corect și sincer pot. Nu pot să scriu ceea ce au scris acum în proiectul acesta privind reparația primăriei. Am făcut și voi face până la urmă video înregistrări din acest proiect. Pentru că știu că acest proiect a fost scris de către Popa Vasilisa. Acolo este, deci așa mi s-a spus, deci chiar de angajații primăriei. Deci, eu Cine consider că e Popa Vasilisa? Cine e poftim, Vasilisa Popa? care candidează, doamna care candidează de la PAS, ea este fost Acum ea membra concurează cu partidului. primarul, dar l-a ajutat să obțină granturi de la guvern. Da, asta nu e ascuns. Nu e ascuns pentru că și primul proiect cu sala de fitness care tot domnei l-a scris cu acordul primarului, pentru că cineva a scris, dar primarul semnează. Păi sala de Credeți-mă, fitness înțeleg, poate e prioritate. utilă, dar reparația primăriei a treia într-un mandat mi se pare cam mult exagerat. Înseamnă că și Exagerat. candidata guvernării e într-o minte cu primarul declarat independent. Eu cred că sătenii deja au înțeles care au fost prioritățile primarului Munteanu Mihai ultimii 4 ani. Dar nici ultimii 10 ani nu a pus mare efort privind renovarea, dar nu reanimare, nici nu știu cum să zic. A îngropat 852.465 de lei și 21 de bănuți în pământ. Privind în 2018, noiembrie 2013, sonda. Atunci cum Banii cei de la rămâne? Guvernul României. Da. Deci eu nu vreau să mă lansez cu promisiuni de șarte. Eu vreau să continuu pe viitor să comunic cu cetățenii în parte, cu străzi, să vedem care și cum se alimentează. Practic, niciodată n-am văzut să fie niște economii ca din partea primăriei să fie procurat un filtru care să fie instalat conform prevederilor legale, să ajungă apa filtrată la sătieni. Apropo, eu nu înțeleg dacă se fac trimitere la doamna Obrijanu care candidează din partea Partidului Șor. Doar eu am înaintat atâtea cereri că nu are punctul medical apă, nu are rampă de acces. Cererea mea este la Consiliul Raional privind încălzirea punctului medical din Burlacul Vechi. Deci, când am depus eu cereri la întreprinderea Caful Gaz ca să fie gazificat punctul medical până ziua de astăzi, eu clar, sincer vă zic, nici nu Dar ea știu cum ce se. legătură are cu punctul medical? Cine? Ea este Candidata soră de la Șor. medicală, ea este asistentă medicală și a fost consilieră. Și ea nu a susținut proiectele matale. Nu l-a susținut. A, poftim. Acum, cum poate să pretindă că vrea să apere interesele oamenilor? Tot din Dar înțeleg auzire că au sunt trei acest femei mandat. în cursă. E interesant echilibru de gen în Burlacu. Satul Burlacu are trei candidate la funcția de primar și doi bărbați, da? Da. Mișto, bun, mă bucur. Sper să câștige o femeie.
Sper să câștige femeia cea mai bună din cursă, nu cea care are spete mai multe și trecere. Dar vreau să-i sfătuiesc pe cei care au de gând să o voteze pe candidata guvernării, să-l voteze și pe primar, că ei sunt într-o minte. Dacă ea îi scrie lui proiectele de reparată primării, sunt cam într-o minte. Puneți ștampilă și pe unul și pe altul, că faceți parte dreaptă. Poate să o facă, să aplice o ștampilă într-o zi. Dar ca să înțeleagă lumea, dacă ei atât au făcut o cârdășie și au scris niște proiecte, deși eu văd la doamna de la doamna Vasilisa Popa, vor pava curtea gimnaziului. N-am înțeles. Dar ce să o facem viitor dacă s-a putut acum de făcut? Nu deci ea a scris proiectul și ea ce funcție are, ce se ocupă? La fel este pedagog, dar lucrează în alt sat vecin. Putea să gândească oricum la școală, nu? Că se tragă la colegii de breaslă și la copii. S-a gândit la primărie, așa, în primul rând. Cred că așa e comandat primarul, nu cred că a fost inițiativa ei. Dar Așa a fost, pentru că eu acum, cum am zis, eu acum am înțeles că toate cererile mele, toate demersurile, apropo, primul meu demers, de la cetățeni l-am găsit în poartă, când m-am întors eu de la Chișinău în 2020 iarna, am găsit prima solicitare că să intervină în rezolvarea problemei scurgerii apelor reziduale direct de lângă fabrica de vin, care scurg până la strada centrală, inclusiv acolo unde este o răstignire. Acel demers care eu l-am înaintat către Consiliu mi-a fost respins, pentru că pe acea stradă locuiesc alți influențeri, sau nici nu știu cum să-i numesc, ca după eu să aflu, și deși eu acum am înțeles că nu trebuia să adresez acest demers Consiliului, deoarece primarul avea pârghiile directe să amendeze, să inspecteze acest caz, în caz când eu voi deveni primar, eu deja cunosc ce și cum să aplic deci legea în situațiile similare. Practic, acum, nu de mult, iarăși eu am adresat o cerere prin care să analizăm că mulți cetățeni și-au scos o sursă de canalizare, de evacuare a apelor reziduale în drum. N-am înțeles cum. Eu vorbesc cu întreb sătenii. E, primarul ne-o da voi. Dar adică în drum doar cum? Miroase urât. Bine, se transformă și în praf și vă intră în plămâni, dar toată lumea din sat, dacă nu există stații de epurare și sistem de canalizare, toată lumea poluează, inclusiv dumneata. Deci trebuie neapărat soluționată problema asta, că suntem în secolul 21. Neapărat găsit granturi, proiecte și construită stație de epurare și sistem de canalizare. Întâi instituțiile publice, după aceea consumatorii casnici, dar trebuie neapărat să faceți asta. Că oamenii trebuie să facă ceva, oamenii oricum produc reziduri și trebuie să facă ceva cu ele. Dacă le aruncă în drum, le aruncă în pământul lor și ele se scurg în pământ, că acolo sunt dealuri probabil, și tot ajung în apele de suprafață și le poluează. Mi-am propus așa ceva în platforma mea. Eu voi face o postare în scris în care eu voi înscrie ce mi-am propus. Și apropo, eu solicit și sătenilor, dacă cu mare îndrăzneală, cu curaj, să înscrie și ei careva, deci probleme sau ce solicită ei sau ce doresc, ce așteptări doresc ei de la un primar, de la un viitor primar. Apropo, cum am spus, pentru satul Spicoasa, voi pleda pentru ca deci agenții economici existenți în comuna Burlacu. Chiar mi-am notat, o să întreprind toate măsurile, că în satele din comuna Burlacu, avem satul Spicoasa și satul Burlacu Vechi, dar acolo este un singur magazin. Să motivăm agenții economici prin scutiri de taxe și impozite, astfel să-și extindă afacerea pentru accesul tuturor cetățenilor la punctele comerciale, dar aplicând legea 139 din 2012 cu privire la ajutorul de stat. Și nu deschiderea de magazine personale persoanelor interesate din lista candidaților. Atunci când agentul economic care desfășoară o activitate de vânzare, deci ca comercială, magazine, ei au toate, adică au angajați care au trecut comisia medicală. Deci și ei pot comercializa produsele lor cu același preț
în localitatea care se află la 4 km de satul Burlacu. Acolo, spicoasa lumea nu are apă, nu are magazin. Ei nu au de unde procura sare, pâine, dar de două ori pe săptămână s-ar putea. Deci aceasta este prioritate pentru mine. Pentru că acolo magazin încă nu se poate de deschis. Și dacă că-s s-ar puțin putea, oameni, dar puțin cumpărători. Cineva dorește să-și deschidă acolo magazinul. Eu solicit și așa cum intenționez că voi aplica legea și este nevoie important ca noi să facem așa ca să poată sătenii noștri să procure acele produse pe care le procurăm și noi, deci din satul Burlacu. Nu știu cum o să măsurați impozitele, ce o să scutești de impozite doar când vin de la spicoasa sau de tot pentru activitate și atunci de unde să încasezi bani la buget? Trebuie și de analizat un procent oarecare se poate discutit doar cu condiția să meargă 4 km de satul Burlacu să comercializeze produsele. Noi nu putem să neglijăm sătenii noștri. Totodată eu reiterez faptul că cu implicarea activă a mea personală în calitate de consilier local am întreprins măsuri directe și indirecte către autoritatea publică locală, către raională și cea guvernamentală privind reanimarea, reabilitarea sondei. Sătenii știu la ce ușa am bătut, ce măsuri am întreprins și ce practic nu am obținut. Până astăzi nu funcționează sonda. Care sunt motivele? Este un mister și toți au tăcut, toți parcă s-au liniștit, deoarece agentul economic Mihov a aprovizionat cu apă potabilă grădinița, gimnaziul, punctul medical, inclusiv și primăria. Au rămas sala de fitness și deci casa de cultură și nerenovată și deci eu am spus tuturor, mă doare sufletul că nu au fost întreprinse măsuri pentru reabilitarea curții gimnaziului, dar au fost întreprinse măsuri la maxim de a crea condiții și plus la aceasta, nu voi opera niciodată cu termeni câteva, puțin, ori nu știu cât. Cum scria primarul când l-a întrebat câte mese o cumpăra și el o zis câteva mese, câteva dulapuri. Câteva mese. Da, mă, ta zici câteva... că o folosit la maxim, dar tamam că nu o folosit la maxim, că guvernul vă dădea aproape jumătate de milion de bani. El cu profesoara asta, candidata a guvernării, a scris un proiect în care obține doar 200 de mii, mai puțin de jumătate din banii. Ce e ceilalți bani nici măcar nu-s valorificați. Poate se duc la alte primării, în alte sate, sau nu-s valorificați deloc. I-a ratat, i-a pierdut. Și erau grant, nu era împrumut, nu era credit, era pomană de la guvern. Putea să facă inclusiv reparația primăriei, dar și altceva. Se putea propune două proiecte acolo sau trebuia unul singur și mare? Niciodată, timp de 10 ani, toți promit că vor face drum, vor face trotuare. Apropo, astăzi la Consiliul Raional le-am vorbit și am solicitat să întreprindă toate măsurile de cum vine de la data de 6 mi s-a spus că Dunas deci să includă pentru anul viitor reparația drumului care leagă satul Burlacu de Spicoasa. Un drum de 4 km care este unul dintre două drumuri care cu varianta albă pe întreg raionul Cahul. Deci atât vreau să zic că votul încredințat corect de către dumneavoastră, dragi cetățeni, la data de 5 noiembrie, va servi ca un punct foarte la realizarea obiectivelor propuse, care doar câteva am enunțat acum. Cu implicarea maximă personală a mea și nu în ultimul rând cu susținerea dumneavoastră. Vin cu un slogan, nu cu vorba, dar cu acțiunea. Eu știu să acționez. Bun, pe mine m-ați convins doar că n-am drept de vot în Burlacu, așa că o să trebuia să contați pe voturile celorlalți de acolo. Eu știu să acționez. Pot descrie și eu problema corect într-un proiect. Eu vă mulțumesc tuturor și o să mai revin încă cu asemenea de expunerea obiectivelor propuse pentru votul, pentru mandatul de 4 ani. Eu voi fi mereu aproape de cetățeni, de săteni.
Nu voi lăsa niciodată școala, nu voi lăsa niciodată cultura. Tineretul voi atrage, vom promova și vom dezvolta tradițiile satului care sunt care se mai păstrează încă în localitatea noastră. Avem locația la horă, acolo unde se mai joacă horele la sărbătorile de Paști, la mersuri cu ceata și cu ursul și cu muzica prin sat, care după aceea continuă tocmai și hora satului la sărbătorile pascale. Avem acolo un spațiu la hor în Burlacul Vechi, care nu-i pavat, nu este adaptat cu o scenă. Ne-am propus ca scop și acest loc să-l pavăm, să distreze până la urma urmei plăcuți sătenii, pentru că ei muncesc în sudoarea frunții un an întreg, merită și se odihnească. Și merită din bugetul local să economisim, să nu ne deplasăm de 7 ori pe săptămână în timp de 5 zile lucrătoare. Merită să facem economii, merită să demonstrăm economiile, merită să strângem curaua, merită să economisească lumina angajații primăriei, să nu ia masa în timpul orilor de amiază, o oră să ardă lumina în toate birourile. Merită să facem economii. Merită, 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 totul merită pentru cetățeni. Îi voi susține, voi asculta și am auzit cetățenii, deoarece am mers și am vorbit mai mult de 100 de cetățeni. Încă o dată, totul pentru cetățeni, mai puțin pentru angajații primăriei. Ca să Vă ajungeți mulțumesc! consilieră, cred că va ajunge 100 de voturi, dar pentru funcția de primar, cred că o să vă trebuiască un pic mai mult decât toți ceilalți, Eu adică nu pot să să zic, aveți dar vă zic, majoritatea. eu voi fi nu cu promisiuni de șarte. Cetățenii știu și eu o să mai vin încă, o să mai fac înscris pe pagina mea, poziția mea și platforma mea de candidat. Ținem legătură, mai sunt 3 săptămâni până la alegeri, au timp oamenii să-și formeze o părere. Dacă mai vrea cineva să își exprime platforma, intențiile electorale, mă poate aborda cu un apel pe Skype, Viber, Messenger și putem face astfel de interviuri pentru interesul alegătorilor, alegătoarelor din Burlacu și din orice alt sat. La revedere! Desigur.